Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video, oameni buni. Astăzi încercăm ceva mai clasic, pentru că ne jucăm Marvel vs. Capcom Fighting Collection. A redit ai numele, știu, n-ai ce să-i faci, dar așa au decis oamenii să denumească această minunată colecție de jocuri clasice, cum spuneam mai devreme, pe care, ce drept, le-am jucat puțin când era mai mic, dar cam acolo s-a terminat toată distracția cu Marvel vs. Capcom. Mi se pare că recent, când a apărut varianta aia 3D de era disponibilă pe Game Pass și cred că încă este disponibilă pe Game Pass, am încercat să fac serie, ba chiar, poate chiar am făcut serie cu jocul respectiv pe YouTube, nu mai țin minte exact, dar știu că a fost destul de interesant și era un joc tare rău de tot, pentru că atunci când te luptai trebuia să aduni Infinity Stone-urile și fiecare Infinity Stone îți dădea ceva abilitate în timpul luptei, era destul de interesant. Dar acesta este versiunea clasică a acelui joc, pentru că este mai 2D, mai pixel artist, dar arată destul de mișto și mi-aduce aminte de vremurile când îmi luam programele alea de tip MAME32, unde te puteai juca o tonă de jocuri de tip MS-DOS sau ce sunt disponibile pe acele arcade mașinuri cu Raspberry Pi-uri, dacă mai țineți minte. Ok, deci aici este colecția de jocuri pe care avem disponibil. Avem X-Men Children of Atom, asta e tare rău de tot, Marvel Super Heroes, asta e altceva, X-Men vs. Street Fighter, ăsta este cel pe care l-am jucat când eram mic, Marvel Super Hero vs. Street Fighter, ăsta e altul, ăsta vechi de Marvel vs. Capcom, nu țin minte, cred că doar pe ăsta l-am jucat. The Punisher cu siguranță am jucat, dar eu astăzi vreau să intrăm în X-Men vs. Street Fighter. X-Men vs. Street Fighter. Numai de-al naibii, vreau să vedem cum e. Ți se face pe chestia asta așa, 4x3. Mamă, ochii mei, free play. Ok, stai că de aici trebuie să alegem. Nu, eu am jucat o versiune cu mai mulți eroi, dar era exact același design. Mamă, Sabertooth cum arată, Magneto, Juggernaut, Dhalsim, Bison. Auleu, trebuie să mă aleg repede. Hai să jucăm cu Wolverine. Stai că era cu Tag Team aici. Wolverine și cu Gambit, ca să fie combinația potrivită, dacă e să o luăm așa. Modul normal. Și dăm câteva runde aici, dar o să facem puțin parcurs printre toate jocurile astea. Mamă, let's go, Bob, ții minte asta de când eram mic, doamne, ce mă jucam. Opa, stai că a plecat grab-ul. Mamă, deci jocurile astea erau nebunie pentru mine, pentru că le aduceau și la... Le aducea și la un hotel în oraș la mine și erau de-astea arcade mașinuri. Mamă, Berserker Barrage. Doamne, deci toate sunetele astea le știu ca pe tatăl nostru aproape. Mai ales cele ale lui Wolverine, că am jucat foarte mult Wolverine când eram mic. Și îmi plăcea maxim. Dar trebuie să văd cum făceai super lele. Că de aici și început toată nebunia când m-am jucat Street Fighter 4. De aici trebuie să faci niște rotiri ciudate de joystick. Sau apăsări de buton, nici nu mai știu exact cum funcționează. Nu știu cum faci astea mari. Ok, Tornado Claw. Doamne. Ulta, o dai pe o chestie de... Sau bine, level 1, nu ultă. Ok, aproape. Dar cred că trebuie să faci o combinație. Nu știu cum schimbai caracterul. Deci ai high punch, low punch, kick și low kick. Oi. Ok, este scurtături. M-a pupat. Ok, hai Gambit. M-a pupat grav. I'm about to make a name of myself. Fuck. Mamă, e rogă aia nenorocită. Tu-ți America ta. Bă, dar nu m-a mai pupat atâta. Urăsc femeile. Glumesc. Mamă, mi-a blocat toate atacurile, e jale. Băi, dar cât de nenorocită e cu pupicii, cu toțimele pe astea. Vai de mine. Tare. Ok, stai așa, trebuie să ieșim. Yes. Vreau să dăm pe alt joc de-a binelea. Hai să dăm... Stai, ce am jucat? Marvel vs. Capcom normalul. Cred că 2 era cel cu mai mulți eroi. L-avea și pe Spider-Man.
Da, cred că asta s-ar dea să fi fost. Mamă, intro 3D, trăi Varneamu. În ce vremuri trăim? Ok, Capcom prezintă, da, poate să-mi prezinte și mie. Ok, pe ăsta nu l-am jucat, că nu țin minte, nu știu cine, Ruby Heart. Cred că l-am jucat doar foarte puțin, ăsta am crezut că e Apocalypse prima dată, Morrigan. Bine, dar e Capcom versus Marvel, e o diferență, nu e versus Street Fighter. Da, uite aici. Capture type, expansion type, anti-air type, capture type. Luăm pe Venom cu noi. Și ne mai trebuie încă unul. Oh, Blackheart, yes, please. Să fie așa o combinație turbată. Normal, nu turbo, că turbo e deja jale rău de tot. Muzica e faină tare. Era să e un fel de arcade mode. Mam. Yo, e Venom versus Venom. Mamă, dar aveau hărți 3D. Oh, dar parcă cam prost animat. Cred că așa era, indiferent. Aia. Pac, 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 pac. Am level 0 totuși. Oh, astea-s grab. Oh, de-aia e și capture type, pentru că ai cu grab-uri. Dar e o leacă mai scaf ca precedentul. Precedentul mi se prea mai mișto ca joc, dar are chestiile sale mișto. Oh, aici aveți skill-ul adevărat al unui avere. Nu în alea noi cu ciste de chestii, glumesc. Fac și eu acum puțin căcuța pe mine, n-ai ce să-i faci. Aolo. Pac, pac. Deci asta e un fel de ultimată, dar trebuie să o combin cu ceva, cred că, ca să iasă ultimata aia. A, așa faci combo cu ăștia. A, așa schimb, gata, hai că am găsit acum. E dubios să apeși pe două butoane deodată. Mamă, Blackheart era atât de ciudat. Nici nu știu de unde e caracterul ăsta. Zici că e... Cars din JoJo's Bizarre Adventure. Direct vomitat aș. Oh, poți să le combin. Ok, dacă apeși pe ăsta dai triple ult. Asta e ăla de era zombie în Street Fighter 5, de-mi plăcea mie să mă joc cu el. Stai, mă. Cum îl scopă celălalt? Așa? Încerc să sumonez pe Venom, dar nici că reușesc. Ah, uite-l. Ok, Charlie. Oi, oi, oi. Ok, deci ăsta ar fi switch-ul. Mamă, deci cât de dubios e. A blocat-o. M-a rupt. Ah, ce-mi place că a folosit chestia de a trage pânză fix prin partea de sus a mâinii, nu ca Spider-Man, că asta era ceva ce mi s-a părut că lipsește în Spider-Man-ul, gen Marvel Spider-Man 2. Chestia asta, așa, știi, de a trage cu pânza, foarte specifică lui Venom. Ok, tare, hai să mai dăm încă unul, mai dăm încă un joculeț care mă interesează. Unul care chiar... Cred că asta era de fapt ăla de știam eu, Children of Atom. Deci aveai mai multe personaje, probabil. Dar ăsta vreau neapărat să-l văd. Deci ăsta am încercat să-l termin de atâtea ori solo și cu niște prieteni. Vai de viața voastră. Ăsta e un clasic. Ăsta e un adevărat clasic. Fiți atenți aici, n-ați mai văzut voi jocuri de genul ăsta de ceva timp. Mamă, ăsta era cu bombă. Ok, asta e săritura. Cum lutezi? Let me loot. Să văd cum faci crouching. Ok, doar dai back. Ah, cu pumnii. Ok, deci cu action button. Mamă, deci ăsta am chinuit atât de mult să-l joc. Ok. Nu, cua. Oh, dar știu că devine mai greu mai târziu. Poți să-i pistoale și toate alea de pe acolo, din drum. Oh, nu, The Punisher, wow.
Sincer, ar trebui un joc modern cu The Punisher. Chiar ar fi tare. Chiar ar fi foarte tare un joc modern cu The Punisher. Știu că poți să iei butoaile astea și aici găsești tot felul de lucruri pe care le poți folosi. Ok. Stai mă, că se adună ăștia aici, ce vorbești? Dacă poți să dai dodge-uri. Oh, ce combinații turbate faci. Au luat și bâta ăsta direct aici. O să sparg asta de telefon? Pot. O să mângâi câinele? Nu poți. Nu mai e jocul bun. Dar bă, să interacționezi cu botaia. Firar, te obligă să vii aici. Te obligă de tot să vii aici, aiurea. Aiurea, aiurea. Oh, shit, cât sunt. A, l-au trimis doar pe ăsta mai mare. Vine mă, frate, încoace, ce ai? Oh, e boss fight. Om, câtă viață ai, mă, Sully? Hai, cheamă doamnă pe toți într-un colț. Direct pleacă cizu. Ia de că pleacă cizu stratul. Sper că poți face combinații. Da, 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 poți face combinații. Boom! Ha! Aoleu! Vezi că i-am dat bine. Stage 1 completed. Bă, chiar pot zic că e la fel de distractiv cum a fost și atunci când l-am jucat prima dată. Dacă ați jucat vreodată și voi ceva de genul ăsta, cu siguranță o să vi se pară mega nostalgic. În special dacă sunteți fani de jocuri de genul ăsta, e fix ce trebuie. Și am văzut oricum multe, multe titluri noi care imită același tip de gameplay. Adică nu știu dacă ați observat, dar sunt multe joculețe moderne care au același tip de gameplay. Oricum, oameni buni, ca asta ar trebui în acest video. Am vrut doar așa să vă arăt colecția asta, să vedeți care este treaba cu ea. Sper că a fost o experiență plăcută, cum a fost și pentru mine, evident. Și desigur, nu uitați să dați like, subscribe, share și comment. Și ne auzim data viitoare. Hai, pa, pa!